În debutul ședinței Consiliului Local al Municipiului Călăraș din 24 aprilie, la secțiunea Interpelări, Bulevardul Nicolae Titulescu a revenit în atenție prin întrebările adresate executivului de către consilieri. De interes sunt lucrările, dacă se vor executa în termen, dar și mutarea statuilor metalice. Mă interesează cât va dura această lucrare care se efectuează pe Titulescu și unde vom reloca, să zicem, acel monument de fier care îl avem, Carul Soarelui sau ceva în genul ăsta, pentru că nu știu cum îl vor muta din locul ăla, când trebuia probabil mutat înainte. Da, vreți răspuns acum? Sigur. Domnul director, vă rugăm frumos. Da, am găsit o soluție pentru relocarea statuii. Jos între în zona zoo, unde sunt în locația respectivă, în această zonă sunt mai multe monumente și avem un plan să facem să amenajăm în zona aceea și să aducem și să relocăm și alte obiective din această. Știți de ce întreb? Că am urmărit și urmăresc îndeaproape această activitate pe zona respectivă și păi, trebuie să mai se uite cineva și acolo cum se lucrează. Da? Și am observat că nu era activitate. Adică chiar dacă se mișcă foarte încet acolo și de aceea și întreb ca termene, ca să nu perturbăm în zonele respective, că știți foarte bine ce se întâmplă, toți oamenii din zonă se plâng, da? Da? Și am întrebat de acest monument pentru că mi se părea normal să relocăm înainte de a demola pe lângă el pe acolo, decât după ce am săpat pe lângă el și acum să găsim soluții cum îl luăm de acolo. Nu, avem soluții. Domnul primar, ce vă rog, monumentele însă mută că vrea domnul director tehnic sau domnul viceprimar sau vreau eu. Deci trebuie Vlad Ciobanu. Deci artistul care a executat acest monument, chemați-l, să căutăm locația, rugămintea mea ca om care... Eu am aprobat, să știți, amplasarea acestor și am contribuit și financiar și toate felurile. Vă rog, chemați artistul și el hotărăște. Că nu noi hotărăm, nici competența noastră, nici a mea, nici a... Nimeni că-i deștept arhitect aici, nimeni nu are... Cel care a executat lucrarea, ca să știți, domnul primar. Vă rog, chemați artistul. Îmi sun și eu să vină, nu mutați până nu vine artist. În regulă, domnul Arici. Cum a spus și domnul Dulce, aș vrea ca pe tabletele noastre să primim programul de execuție al acestui proiect, pentru că știți că am avut controverse și de o parte și de alta, și am vrea să îl urmărim, adică să avem un program clar de execuție, nu că o să se facă până la anul sau dacă nu îl facem la anul, ci cu fază clar, pentru că bani sunt alocați și nu știu de ce nu... Astăzi spre surprinderea mea, nu se lucrea deloc acolo. Da. Deci mai am mult în fine, nu contează. Așa, ca o paranteză. S-a spart foarte multă piatră acolo. S-a scos de acolo. Ce s-a făcut cu ea? Cu acea piatră? Nu avem cheltuieli de recuperare a lor. Vor fi recuperate o parte din piatra spartă, care va fi concasată, va fi valorificată pentru zona cartier Tinerii 3. Am vorbit deja să ducem și să amenajăm... Dar să știi că asta l-am întrebat și acum mai bine de 10 zile, Marian. Exact! După sărbătorile de Paște vom amenaja acolo... Acea piatră, cred că n-avem de făcut drumuri la loc, de refăcut drum. Nu, unde? Acolo, pe Titulescu, unde s-a scos piatra. Proiectatul a pus altceva. Tot piatră, dar nu piatră concasată, ci piatră... Acolo e beton mai mult. Acel beton se poate concasa și se poate pune la loc. Dacă nu s-a prins... O parte din beton. Dar o să vedeți în proiect. E bine să-l citiți. S-a și vorbit deja pentru a amenaja cât se poate o bandă. Da. Atât? Deocamdată. Doamne ajută.